mulți ani doamnelor și domnișoarelor, pentru că este 8 martie, o să încercăm să vă oferim o emisiune Bistrița în mișcare și pentru femei. Asta nu înseamnă neapărat că o să vorbim despre sporturi pe care le practică și femeile. Fotbalul, spre exemplu, nu este un fotbal foarte mediatizat la femei, cel puțin în România sau în Bistrița Năsăud, însă o să fim alături de voi și o să încercăm să vă mai dăm câte un zâmbet sau câte o floare indirectă din studioul ASTV. Bună seara! În această seară avem vești bune. Unul la mână, Gloria Bistrița s-a îndepărtat puțin de zona retrogradabilă, acolo unde a stat mai bine de un tur de campionat sau un tur de campionat. Gloria Bistrița are în acest moment 21 de puncte în urma celor 3 meciuri senzaționale cu Timișoara, Alba Iulia și Astra Ploiești. Au scos 7 puncte din 9 posibile și încă o veste excelentă, cele două formații care ne reprezintă în Liga a 3-a, e vorba de Gloria Bistrița 2 și Voința Livezile, au o situație bunicică în clasament, acolo în Liga a 3-a, Serie a 6-a. Voința Livezile a obținut 2 victorii în primele 2 etape ale returului și am considerat că este un moment oportun să ne întâlnim cu antrenorul principal al Voinței Livezile, Santu Borș. Bună seara! Bună seara! Și lângă noi este Silviu Voievod, capitanul și portarul Voinței Livezile. Bună seara! Bună seara! Avem și un golgeter care până acum a marcat 7 goluri pentru Voința. E vorba de golurile reușite în această ediție de campionat. Vlad Apostolache, bună seara! Bună seara! Alături de ei, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o să analizăm puțin situația echipei Voința Livezile, care, iată, are 6 puncte după 2 etape ale returului. În total, Sandu, aveți în acest moment 29 de puncte. Spune și înainte de emisiune, multă lume se aștepta, dat fiind faptul că au plecat jucători importanți, se aștepta lumea ca Voința să nu mai facă față la același nivel. Da, a fost un tur de campionat în care am adunat 23 de puncte după un joc bun al nostru, dar în pauza precompetițională ne-au plecat 5 jucători importanți și toată lumea zicea că ce o să punem în loc. Și vreau să spun că după multe căutări am găsit 3-4 jucători cu care am plecat la drum și vreau să le mulțumesc tuturor jucătorilor care i-am în lot că au acceptat un program de pregătire foarte, foarte dur și de aceea se văd și rezultatele. Să înțeleg că ați început de vreme pregătirile pentru acest retur. Din moment ce jucătorii au început cu dreptul, ați avut meci în deplasare la Beiuș, ați câștigat cu 2-1 după ce ați fost conduși cu 1-0 și a urmat victoria cu Ungheni. Da, la Beiuș a fost primul meci, noi ne-am pregătit în condiții total vitrege, prin păduri, pe unde am putut, pe terenuri înghețate, cu mlaștină, cu apă și am mers la Beiuș în prima etapă și am dat și noi de un gazon foarte bun pentru un joc de fotbal. Prima repriză ne-a prins puțin nepregătiți, însă la pauză am discutat și cu băieții și ne-am dat seama că a început campionatul și în repriza a doua băieții au dat dovadă de foarte mare orgoliu și caracter și și-au adjudecat victoria. Sandu, câte meciuri amicale ați jucat în perioada de pregătire? Au contat mult pentru jucători. Ce rezultate au fost? Pentru că știm, contează la moralul lor și din moment ce ați obținut 2 victorii la începutul returului, înseamnă că băieții au avut un moral bun și au fost mai mult de atât fixați bine în teren. Acum nu vreau să te laud, dar din moment ce au reușit acest lucru, e fixat. Înseamnă că se cunosc, chiar dacă au plecat câțiva. Pentru mine, meciurile de pregătire rămân meciuri de pregătire. Au importanță, îți dai seama de randamentul unor jucători, dar nu am urmărit în niciun moment în meciurile de pregătire rezultatul. Am rulat toți jucătorii, am avut unele rezultate negative, dar în toate aceste rezultate negative eu am găsit lucruri pozitive. Întâi de toate, mi-am dat seama unde
mai trebuie să lucrăm și începutul de campionat, zic eu că ne-a prins pregătiți. Deși mulți ziceau, am jucat cu echipe de Liga 4, Liga 5, în pregătiri am pierdut. M-a deranjat, că nu-mi place să pierd, dar nu într-atât încât să fac un capăt de țară din lucrul acesta. Important este că s-au obținut aceste puncte care vă dă o opțiune importantă pentru acest retur. Hai să nu spunem neapărat să atacați primele trei locuri, dar să vă mențineți aici. În acest sezon vor retrograda toate echipele care termină sub locul 10, dacă nu mă înșel. După locul 11. După locul 11, am înțeles că se schimbă seriile începând cu sezonul viitor, de aceea retrogradează mai multe. Da, o să retrogradeze din 7 echipe, din 18 câte sunt. Sperăm să nu fim noi, deocamdată nu avem probleme, dar nu poți să știi niciodată. Mingea e rotundă. Returul va fi de foc, deși am avut un început bun, urmează niște meciuri foarte, foarte grele, în care sper ca jucătorii mei să-și dea seama că mai avem mult de luptat până să ne atingem obiectivul. V-au plecat, spunea, 5 jucători importanți, însă Silviu Voievod a rămas, adică el e portarul de bază al Voinței Livezile, care a apărat și în tur, este și acum în partea echipei. Vreau să spun eu despre Silviu. Silviu este singurul jucător de la Voința Livezile care a jucat toate minutele în turul de campionat. Absolut toate. Integralist. Minutele. Integralist. Și da. În retur. Înseamnă că trebuie să-i ținem pumnii, să reușească același lucru și în retur și să fie declarat jucătorul cu cele mai multe minute jucate în Liga 3 sau poate la Voința Livezile. Silviu, au fost condiții meteo puțin nefavorabile în aceste prime două etape ale returului. Ca portar, cum te simți acolo în trebuturi și e mai greu să evoluezi pe zăpadă? Am înțeles că unul dintre meciuri a fost pe zăpadă. Da, cum să fie? Puțin mai greu. Noi cum nu ne prea mișcăm așa mult. Tot 7 metri are poarta sau e mai mare? Tot 7 metri. Când e pe zăpadă. Bun, o să vorbim și cu golgheterul Voinței Livezile, însă vă reamintesc numărul de telefon la care puteți interveni, 0263231563. Chiar dacă este 8 martie, poate să ne sune și doamnele și domnișoarele și domnii, n-are importanță, poate că unele domnișoare se uită la fotbaliștii de lângă mine. Așa că nu se știe. Intrați în direct și le adresați întrebări. Poate unele dintre ele se duc chiar în tribună. Acolo la Romului nu aveți tribună. Nu avem, dar țin să le mulțumesc. Sau copaci. Legat de ce ai spus tu de starea terenurilor, țin să le mulțumesc celor din Romului, pentru că la ultimul meci jucat vineri cu Ungheniu au fost condiții nefavorabile și a nins tot meciul și au fost oameni care dezinteresat total au participat la îndepărtarea zăpezii de pe teren. Au fost de la ora 10, de la ora 11 și a început jocul la 3 cu ajutorul lor doar. Dacă nu se putea juca. A nins abundent. Păi ați văzut cum s-a întâmplat și în Giulești? Exact, numai că noi suntem Voința Livezile, jucăm la Romului și niște oameni foarte inimoși. Au venit sătenii, practic. Da, niște oameni din sat foarte inimoși. Țin să le mulțumesc pe această cale. Și totuși să ținem cont că nu e Voința Romului, e Voința Livezile. Chiar și la Romului v-au ajutat. Asta.